noi să putem să dăm drumul nașterea Domnului. De aceea ne adunăm în aceste zile, unul cu altul, în familie și așa mai departe, pentru că avem de-a face cu o sărbătoare foarte importantă, o sărbătoare importantă prin care noi trebuie să recunoaștem ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, ce se întâmplă astăzi, mai ales. Da? Și vedem aici foarte interesant nașterea Domnului, nașterea Domnului Iisus Hristos, Domnul nostru, care vom vedea în versetele 18 până la 20 din Matei 1, acolo ni se arată foarte clar ce înseamnă această naștere. Și vedem, spune că a fost așa că Maria era logodită cu Iosif, dar noi ce trebuie să înțelegem din acest context? Trebuie să înțelegem o acțiune care a avut loc acum 2000 de ani și întrebarea este cu ce ne poate pe noi ajuta toată această acțiune, toată această mărturie care vrea Dumnezeu să ne-o prezinte astăzi. Da? Și ceea ce noi trebuie să înțelegem este că această naștere a Domnului nostru Iisus Hristos nu a avut loc ca orice naștere. De ce? Cunoaștem și noi din lume, în momentul în care o domnișoară, fără să fie măritată, aduce pe lume un copil, ce se întâmplă? Scandal în familia respectivă. Oare acum 2000 de ani, când s-a născut Mesia, tot așa a fost și atunci? A avut loc un scandal? Sau, mai bine zis, cum am putea noi să ne punem în pielea strămoșilor, adică în pielea celor de acum 2000 de ani, și să vedem. Din lumea sau prin prisma lumească, vedem clar că o fecioară deodată este însărcinată fără a fi cu un bărbat. Da? Dacă e să fim noi atunci în lumea respectivă, oare voi ce ați spune? Cum ați fi crezut voi o astfel de faptă? Se spune că noi am fi fost vecini cu Maria. Care dintre noi s-ar fi dus la Maria și i-ar fi spus: wow, bravo Maria, tu ai fost mai mult ca sigur căutată de îngeri și de aceea, fără bărbat, ai putut să rămâi însărcinat. Credeți că am fi făcut noi așa ceva? Da? Noi știm cu toții, în momentul în care, mai ales o domnișoară care rămâne însărcinată, fără să fi cunoscut un bărbat, ar fi fost un scandal de mare amvergură. Și atunci vedem că asta stă în firea umană. Recording in progress. Vedem că stă în firea umană să vedem că critica este la ordinea zilei. Noi, fără să fi fost martori la o astfel de naștere sau de la un astfel de eveniment, noi începem să criticăm. Și asta se întâmplă de când? De la Adam, de când a păcătuit și până astăzi. De ce acest comportament? Da? Exact tocmai din acest motiv, pentru că, vedem, noi știm, conform cu Biblia, haideți să vedem, în Ioan 4, cu 1, ce spune aici? Să nu dăm crezare oricărui duh,
subliniez, oricărui duh. Da? Aici ne atenționează acest apostol Ioan, ucenicul lui Iisus Hristos, că de fapt sunt oricărui, înseamnă că sunt mai multe feluri de duhuri. Wow! Vedem? Clar, duhuri dacă vin de la Dumnezeu sau duhuri de unde să vină? Duhuri de la demoni, cu alte cuvinte, duhuri satanice. Astfel vedem clar, Biblia ne dezvăluie că avem de-a face cu două feluri de duhuri. Și atunci, exact acest comportament al nostru, acesta uman, este pentru că noi suntem influențați mereu de două feluri de duhuri. Duhul Sfânt, Duhul Demonic. Credem noi ce ne spune Dumnezeu aici? Și atunci vedem că dacă sunt două feluri de duhuri, ce înseamnă pe pământ, de la Adam încoace, se află două grupări. Corect? Grupare în care oamenii se lasă călăuziți de Duhul Sfânt și partea cealaltă care se lasă călăuziți de Duhul Demonic. Asta de peste 6.000 de ani să ne exprime și să ne demonstreze, să ne mărturisească bunul Dumnezeu. Vedem clar că acum noi ce sărbătorim? Nașterea. Da? Și vedem că lumea este împărțită și astăzi mai mult cum a fost împărțită acum 2000 de ani. De ce? Ca să mă duc acum 2000 de ani și să văd cum a fost lumea împărțită, îmi rămâne pentru mine foarte clar în două feluri. Demonic și sfânt. Cu altă trecere mai departe, vedem că Dumnezeu vrea ca noi să fim una. Ce înseamnă să fim una? Ceea ce vorbește Marian, să vorbească și chinezul din China estică, ceea ce vorbește Marian, să vorbească și africanul din Congo și așa mai departe. Asta înseamnă să fii una în Dumnezeu. Dar noi ce vedem astăzi? Unul sărbătorește mâine, altul sărbătorește peste două săptămâni, altul peste mai știu când, peste trei săptămâni și așa mai departe. Și aceste tabere nu pot să devină una. Și omul este dus într-o parte și alta și nu mai știe ce să mai creadă, dragilor. Pe cine să cred? Că dacă mă duc la ăla care sărbătorește azi, zice, de ce vii la mine? Du-te la aia unei sărbători peste două săptămâni. Ce vii la mine? Dacă te duci la ceilalți, ce vii la mine? N-ai sărbătorit la aia acum trei zile? Astea sunt problemele noastre pe care trebuie să le confruntăm cu inima deschisă și să văd ce vrea Dumnezeu să spună. Pentru că vedem aici dovada, mărturia divină stă foarte clar în fața mea. Și atunci eu când văd o astfel de dovadă, ce am de făcut? Să trec în cercetare. Da? Să fie clar odată pentru totdeauna, nu există o dată fixă când Iisus Hristos a fost născut. Dar există un motiv. De ce există acest motiv? Trebuie să știm. Gândiți-vă puțin. Poate nu în imediata apropiere s-ar fi știut, nu este o dată fixă sau este dată fixă, să spunem 25 decembrie, atunci s-a născut Iisus. Dacă cineva ar fi căutat, când? 25 decembrie, ar fi căutat în toate documentele cine s-a născut pe 25 decembrie. Și atunci, indiferent că s-a născut sau nu, dacă era trecut pe data de 25 decembrie ca dată de naștere, ar fi putut fi osândit sau dus la moarte, după cum și-a dorit cine? Împăratul Irod. Da?
Și atunci vedem clar, Dumnezeu de aceasta a mascat cumva o dată de naștere a lui Iisus Hristos. Ca Fiul Său să fie, până la împlinirea voii, să fie în viață. Observați? Eu trebuie să știu toate aceste detalii, dragilor. Știind aceste detalii, este adevărul pe care și-l asumă cuvântul lăsat de Dumnezeu. Și noi vedem clar, cuvântul nu minte niciodată. Da? Dumnezeu făgăduiește, profețește, dar totodată și împlinește. Mai știm noi asta? Da? Și atunci, unde este această împlinire pe care ne-o arată Dumnezeu și ne-o mărturisește? Bineînțeles, este tot scris în cuvântul lui Dumnezeu. Da? Isaia 7:14. Ce vedem? O fecioară va rămâne însărcinată. Va naște un fiu. Da? Și îi va pune numele Emanuel. Dar haideți puțin să facem un antrenament al gândirii. Noi pe cine sărbătorim astăzi? Pe Iisus sau pe Emanuel? Observați cum Biblia este cât de cât puțin foarte, foarte detaliată. Ce înseamnă Emanuel? Înseamnă că persoana care este trimisă de Dumnezeu, Dumnezeu este cu el împreună. Da? Și atunci, vedem mai departe, dacă ne uităm în Matei 2, da? Ce face acel context? Ne arată că niște magi care au primit de la Dumnezeu această viziune că s-a născut Mesia, vin la locul faptei și pe cine găsește? Pe acest foarte minunat israelit, împăratul Irod. Da? Dar Irod acesta ce face? Cheamă pe cei mai sus puși să explice. Unde este acest împărat al iudeilor? Da? Când aude acest Irod, ce se întâmplă cu el? Cum spune Biblia aici? S-a tulburat mult. S-a tulburat. Adică, cu alte cuvinte, ce înseamnă asta? Un alt împărat a trebuit să șadă în locul său. Și atunci, normal, voi cum ați fi reacționat dacă ați fi avut un locușor călduț acolo și să vină cineva să spună, de azi nu mai ești aici, locușorul tău l-a luat altcineva? Și așa vedem că, totodată, și tot Ierusalimul s-a tulburat. Acum vom vedea exact de ce s-a tulburat. Înspre bine sau înspre rău? Da? Și înțelegând acum contextul, trebuie să ne punem întrebarea, wow, dar de ce să se tulbure cineva când eu trebuia să înțeleg că, de fapt, voia lui Dumnezeu trebuie să se împlinească? Și unde era scrisă voia lui Dumnezeu? În Mica 5:2. Așadar, vedem că acest profet, folosit de Dumnezeu ca să ducă planul său la auzire, ce face? Spune clar că se va naște o căpetenie care va stăpâni peste Israel. Dar dacă vă uitați în contextul din Matei 2, vedeți că acolo învățații lumii nu au transmis toată profeția lui Irod. Dacă observați aici, spune, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi
și până în zilele veșniciei. Orice om cu inteligența normală ar fi înțeles că de fapt aici este vorba despre altceva. Este vorba despre un împărat lumesc. Că un împărat lumesc nu ar fi putut să se suie până în vremurile străvechi și până în zilele veșniciei. Asta însemna că ar fi fost nemuritor. Înțelegem? Dar acest context, această jumătate a profeției, nu a fost transmisă mai departe împăratului Irod. Poate făcea clic în capul lui Irod, stai puțin, că de fapt n-are niciun înțeles lumesc ceea ce îmi transmit mie acești prea sus învățați ai iudaismului. Și atunci poate s-ar fi calmat acel Irod, nu credeți? A fi dat el drumul la o comandă să se omoare toți primii născuții până la 2 ani? Înțelegem? Și atunci vrem să vedem că acest cuvânt al lui Dumnezeu este un cuvânt foarte bine împachetat. Deci avem de-a face cu niște profeții împachetate ca Satana să nu recunoască aceste profeții. Decât cei care sunt aleși de Dumnezeu să poată să înțeleagă ceea ce se întâmplă. Și uitați-vă mai departe dacă citiți Matei 2, dacă citiți Matei 3, ce vedem acolo? Împăratul care era necredincios, dar s-a tulburat, că rămâne fără scaun, nu? Din punct de vedere pământesc. Ce face? Trimite slugi să vadă locul și dacă evenimentul chiar a avut loc. Da? Și atunci întrebarea se pune, dacă ar fi fost acest lucru adevărat, cine ar fi trebuit pe primul loc să facă mișcarea aceasta? Cei care așteptau pe Mesia. Dar cei care așteptau pe Mesia nu au făcut lucrul ăsta. Nu au sărit în sus de bucurie. Da? Farisei. Reacția lor a fost ca și cum nici nu ar fi crezut că trebuie să vină Mesia între ei. De aceea, vedem clar, au și înjumătățit profeția divină. Da? Ei nu fac nimic, nici măcar n-au trimis o solie. Vă dați seama ce s-a întâmplat acolo? Dar ce vedem astăzi în aceste mărturii? Oare nu cumva se aseamănă? Vă las cu acest gând până la sfârșit să vedem exact ce vrea să ne demonstreze și să ne mărturisească Dumnezeu. Dar ce vedem? Pe de o parte, magii ne mărturisesc că au adus cu ei, ce au adus cu ei? Cadouri pentru noul născut. E frumos primi cadouri, așa este? Și noi, zilele acestea, dăm cadouri, primim cadouri, da? De ce? Că această tradiție ni s-a dat din gură în gură mai departe. Da? Dar haideți să vedem, să ne călăuzim prin Sfântul Duh. Ce valoare are acest proces de a da și a primi cadouri? Observați ce fraza am alcătuit? Ce măturisește acest proces la nivel duhovnicesc? Da? Ca să vedem ceea ce vreau să vă arăt, este foarte simplu. Unde ne ducem? Din nou în moștenire. În mărturia clară lăsată, unde ni se arată în Evrei
Pavel ne vorbește aici că acest proces de a da cadou și a primi cadou, indiferent de la natura lui sau cât de bogat sau cât de mic, cadou acesta are o semnificație adevărată duhovnicească. Și asta ce înseamnă pentru mine? Aha. Faptul că acum 2000 de ani fizic trebuiau pământește să dai aceste cadouri, azi, de fapt, eu trebuie să mă gândesc la un nivel duhovnicesc. Ce însemnătate adevărată au aceste cadouri? Și acest proces de a da cadourile și a primi cadouri. Pentru că vedem clar, tot ce este lumesc este o copie a originalului. Faptul că dau cadou și primesc cadou nu este original. Originalul este înțelesul duhovnicesc. Sper că ați putut să înțelegeți foarte bine. De ce? Pentru că vedem în Evrei 9, din nou o mărturie ne arată clar că procesele acestea lumești nu sunt decât o copie a originalului. Dacă vă uitați și în verset 8, da? E vorba de neștiință. Da? Dacă ne uităm mai departe, în Evrei 10, o altă mărturie ne arată ceea ce am spus adineauri. Da? Ce spune? Este o umbră a bunurilor viitoare, dragilor. Da? Cum spune Pavel aici, în capitolul 10? Nu este înfățișarea adevărată a lucrurilor. Acest proces de a da cadouri, a lua cadouri. Nu este asta înfățișarea adevărată. Wow. Poate o să spuneți, da, dar aici a vorbit numai la evrei. Haideți să vedem mai departe, la Coloseni. La fel, Pavel spune foarte clar că tot ceea ce se întâmplă în mediul unui eveniment, acțiunea care se întâmplă în evenimentele respective, nu sunt decât umbră a lucrurilor viitoare. Wow! Asta să nu cumva să înțelegeți acum că nu mai avem voie să participăm la evenimente. Înțelegeți? Mă duc la un eveniment. Sărbătoresc nașterea. Dar ce trebuie să fi înțeles eu? Că toate acestea sunt numai o umbră, o copie. Și atunci trebuie să înțeleg că trebuie să existe cândva, când Dumnezeu hotărăște, originalul. Wow! Care este originalul? Originalul este în momentul în care acum 2000 de ani Iisus Hristos a stat și a zis: eu vă spun adevărul și voi nu mă credeți. Dar de ce s-a întâmplat acest lucru trebuie noi să înțelegem. Vedem clar, poporul ales al lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu ei? Se rătăceau. Cum adică se rătăceau? Cum adică se rătăceau? Ce înseamnă să te rătăcești? Tu mergi pe un drum, dar nu-ți dai seama că ai greșit drumul. Până când? Până vezi că ajungi în altă parte. Și abia atunci ai realizat, a, m-am rătăcit. Dar aici, la noi, ce spune? Pentru că nu cunosc Scriptura, nu cunoști nici puterea lui Dumnezeu. Care este puterea lui Dumnezeu? Este, cum am văzut clar, că Dumnezeu a promis în Isaia 7:14 că o femeie va da naștere unui bărbat. Cum? Prin Duhul Sfânt.
nu printr-o gândire sau purtare lumească, pământească. Asta este puterea lui Dumnezeu. Să ni se arate că voia este, Dumnezeu planifică, dar și aduce la împlinire. Și numai în momentul când s-a adus la împlinire, atunci eu voi putea sau voi fi în stare să înțeleg ceea ce Dumnezeu a plănuit. De aceea ne arată aici această mărturie în Matei 22:29. Fariseii nu au fost în stare să cunoască această metodă prin care Dumnezeu adevărat lucrează. Da? Ce înseamnă pentru mine? Înseamnă că noi trebuie să înțelegem că ar trebui să avem o cunoștință duhovnicească super dezvoltată. Ce înseamnă super dezvoltată? Să înțeleg că ceea ce în Isaia a fost scris, ceea ce în profeți a fost scris, omul cu mintea lui și cu firea pământească nu poate să înțeleagă. Și de aceea și farisei, ați văzut în Matei 2, au înjumătățit profeția din Mica. Tocmai din acest motiv. Pentru că nu au înțeles profeția 100%. Și atunci ce au zis? Lasă-o deoparte. Nu îi mai spune lui Irod toată profeția. Că așa cum nici noi n-am înțeles, nici Irod nu o să înțeleagă. Observați? Și atunci, de ce v-am întrebat dacă nu cumva să ia seamă cu zilele noastre? Observați ce legături trebuie să facem între cum a fost acum 2000 de ani și cum este astăzi? Da? Așadar, poporul ales al lui Dumnezeu, în credința lor nu exista adevărul. Era pe jumătate. De aceea, vedem clar că erau rătăciți. Da? Dar problema este ce mă fac eu când îmi dau seama că să-i prea târziu, că să-i rătăcit. Asta este problema cea mai dureroasă. Da? Ce mă fac? Să ne gândim puțin. Unde s-a întâmplat nașterea? În Betleem. Dar de ce în Betleem? Era un Betleem, cum le cheamă, moașe mai bune, asistente mai bune care ajuta la naștere, fără să aibă femeia probleme grave? Existau acolo leacuri supranaturale care ajuta la naștere? De ce la Betleem? Din nou, pentru ca să se împlinească voia lui Dumnezeu. Pentru cei care vin la școala divină, au văzut aceste dovezi și aceste mărturii. Dar, ce vreau să vă arăt? Că dacă eu sunt rătăcit, nu cunosc adevărul. Și adevărul stă clar în această experiență a nașterii lui Iisus Hristos. Dumnezeu a promis și a împlinit 100%. Dar de ce s-a născut? Dintr-o sămânță lumească sau dintr-o sămânță duhovnicească? Wow! Și atunci vreau să vă aduc aminte că această sămânță are o putere inimaginabilă. Este absolut necesar pentru fiecare dintre noi să înțelegem ce putere are această sămânță. Iar eu, în momentul când sunt rătăcit și nu înțeleg ce înseamnă această sămânță, trebuie să cercetez. Apropo de cercetare, într-un documentar s-a spus clar de către cercetători că în timpul când planta ajunge să facă semințe, planta trimite seminței un ulei. Deci asta înseamnă că o sămânță include, așa cum o cunoaștem noi, un ulei. Are un ulei în interiorul ei. Dar cel mai fascinant lucru, să vedeți cum le aranjează Dumnezeu, este că odată ce uleiul a ajuns în acea sămânță,
el nu mai poate fi extras de acolo de către plantă. Deci planta nu mai beneficiază de uleiul care a ajuns în sămânță. Wow! Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Deci planta, dacă ar fi spus, stai că i-am trimis în sămânță niște ulei și acum, azi, am nevoie de o păticică din acel ulei, nu mai poate să extragă din sămânță uleiul trimis. Ce legătură are cu noi astăzi? Dacă vă aduceți aminte, magii au avut cu ei și ulei cu care au uns pe Mesia. Și vă mai aduceți aminte că uleiul este foarte bine prezentat în aceste scripturi. Wow! Mai știm că toate acestea au originalul în limbajul duhovnicesc? Și atunci, clar pentru mine, dacă sămânța la nivel duhovnicesc trebuie să fie originalul, care este originalul? Clar, dovada să scrisă în Luca 8, sămânța este cuvântul. Dacă sămânța este cuvântul, uleiul ce înseamnă? Cum se extrage acest ulei? Prin presare, prin desfacerea, strivirea mai multor semințe, se extrage uleiul. Wow! La nivel duhovnicești, ce înseamnă? Uleiul reprezintă așadar cuvântul descoperit despre ceea ce Dumnezeu vrea să ne arate. Ceea ce vrea să însemne această naștere de acum 2000 de ani și ce are cu mine astăzi acea naștere. Vă gândiți mereu la acest context, da? De ce? Clar este cuvântul împlinirii sau realitatea și astăzi, după cum știm, cuvântul trebuie să devină trup, trebuie să apară în fața mea, în fața fiecăruia dintre noi. Da? Nu numai așa că ne adunăm în sânul familiei și sărbătorim și mergem și cântăm. Astea au fost istorii de acum 2000 de ani. Pentru mine astăzi este important, dar și mai important este înțelesul duhovnicesc care ne privește pe noi astăzi. Și atunci, unii înțeleg mai mult, unii înțeleg mai puțin. Întrebarea este, mă uit eu la mine însumi? Cât cunosc din toate aceste înțelesuri duhovnicești? De ce? Vedem clar, în Isaia, ce se spune? Cu 24. Dumnezeu face exact ce a promis. Ținând cont de aceste dovezi, de aceste mărturii, noi vrem să vedem care este legătura cu noi astăzi. Wow! Deci dacă de 2000 de ani am înțeles că această sărbătoare a nașterii este importantă, trebuie să vedem ce vrea Dumnezeu să știm că este și mai important. Subliniez, și mai important pentru noi astăzi. Wow! Dar avem noi așa o inimă deschisă să putem să vrem acest lucru? Să înțeleg că Dumnezeu are un plan și mai bun? Da? De aceea ne-a ales Dumnezeu și ne-a adus aici să înțelegem acest lucru. Da? Cineva mă întrebase mai de mult, Marian, oare cât vom mai sărbători ceva care are un termen de expirare? Adică, persoana respectivă și-a dat seama, da? A înțeles că în Noul Testament sunt niște făgăduințe, niște prorocii, niște promisiuni divine, care la fel, odată și odată, trebuie să devină realitate. Wow! Și haideți să vedem, dovada stă aici foarte clar de peste 2500 și ceva de ani. Da? Din nou vedem că
O femeie, ce va face? Va naște un băiat. Un bărbat. Dacă vă uitați în versetele 2 și 3, nu, 3 și 4 din același capitol, rămâneți cu gura. A. Și nu uitați, suntem în Ieremia 31. Profeția în care Iisus Hristos, Mesia, se va naște, e cu mult înainte, este în capitolul 7. Vă dați seama? Deci asta nu înseamnă că trebuie să deschidem ochii, inima și urechile? Wow! Așa cum am văzut că Isaia 7 cu 14 s-a împlinit în Matei 1, 2 și Luca 1, ce facem cu acest context din Ieremia 31 cu 22? Nu cumva Dumnezeu vrea să ne arate și nouă acest lucru? Oh, uitați-vă că am pus aici. Da? Vedem? Versetul 4. O fecioară. Iarăși o fecioară, dragilor. Ați mai auzit până acum de o altă fecioară în locul Maria? Da? Wow! Ce-am făcut? Observăm cât este de minunat Dumnezeu? Dumnezeu este așa de minunat în care ne arată ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, dar ce trebuie să se întâmple astăzi în vremurile noastre? Cu toții vorbim de vremurile de apoi. Dar care sunt înțelesurile acestor vremuri de apoi? Nu cumva ne punem și noi în postura în care Iisus Hristos o să spună: vă rătăciți? Că nu cunoașteți Noul Testament? Ce trebuie să se întâmple la a doua venire? Unde este mărturia prin care ne se arată această promisiune divină? Da? Asta înseamnă că la fel ca acum 2000 de ani, cel din Africa a aflat sute de ani mai târziu de evenimentul petrecut la Betlehem. Observați? Deci, evenimentul de la Betlehem a avut loc în anul întâi după Hristos. Cei din Africa, poate în anul 500 după Hristos a aflat de evenimentul din Betlehem. Poate cei din Asia îndepărtată, în Japonia, de exemplu, poate cine știe după 1000 și ceva de ani au aflat de evenimentul din Betlehem, devenind astfel creștinitatea încet, încet cunoscută. Deci dacă așa au decurs lucrurile cu prima naștere, ce este cu acest context din Ieremia 31? Să spunem că cei din Australia, da? Ne imaginăm că cei din Australia sărbătoresc astăzi a doua venire. A doua naștere. Conform cu Ieremia 31. Sau, mai bine zis, conform cu ce? Conform cu Noul Testament. Apocalipsa 12, de la 1 la 2. Ce spune aici? Un semn mare. O femeie, iarăși. Dar numai că este învăluită în soare, cu luna sub picioare. Da? Și are și o cunună de 12 stele pe cap. Da? Care ce face? Era însărcinată acea femeie. Dar țipa în durerile nașterii. Cum așa? Se poate? Există azi în jurul nostru asemenea experiență ca o femeie învăluită în soare? Noi știm că dacă te apropii mai mult de
nu știu câte mii de kilometri de soare a explodat pe loc. Aici cum se poate ca o femeie să fie învăluită în soare? Mai are și luna sub picioare. Și pentru că nici nu se poate așa ceva, mai e și însărcinată. Și mai are și dureri. Wow! Observați legătura cu care trebuie să o facem cu prima naștere? Sau se găsește cineva să spună, stai că aici de fapt e sus din nou. Păi a venit odată Iisus. Trebuie să vină a doua oară. Cum îl voi recunoaște eu? Dacă eu nici nu știu măcar cine este acea femeie. Dacă acum 2000 de ani am știut că femeia care naște acel împărat al Israelului a fost Maria. Astăzi nu trebuie cuvântul să devină trup? Adică femeia asta învăluită în soare să devină trup? Realitate? Puteți să faceți legăturile. Sper că observați că această mărturie divină trebuie să aibă loc treptat. Rămânem la experiența cu cei din Australia. Să spunem că cei din Australia sărbătoresc deja nașterea care a avut loc conform Apocalipsei 12, de la 1 la 2. După cât timp aflăm noi? După cât timp află japonezul? După cât timp află cei din Siberia? Sau cei din junglă? Dar noi ce trebuie să învățăm? Că Dumnezeu o împlinește într-un loc pe care El o stabilește. Și din locul acela, exact cum creștinismul s-a transformat întâi dintr-o persoană, după aceea din 12 și după aia încet, încet s-a mărit creștinismul și dovezile au ajuns la oameni, oamenii trecând la creștinism, oare cum este cu contextul din Apocalipsa 12? Știu eu care este realitatea. Haideți că am văzut Dumnezeu împlinește conform Isaia 14:24, conform cu alte capitole din Isaia, conform cu cărțile lui Moise. La fel, acolo Dumnezeu arată clar că ceea ce El a promis, așa va împlini. Dar eu dacă nu recunosc aceste lucruri, ce fac? Sunt rătăcit. Da? Întrebarea mea este acum, dacă am înțeles acest context, că exact cum s-a împlinit voia lui Dumnezeu acum 2000 de ani, a fost așa cum a hotărât Dumnezeu? Nu cum au hotărât farisei, mai țineți minte? Că ei spuneau că sunt din tatăl Avram. Dar Iisus Hristos a spus, nu, nu, nu. Tatăl vostru este diavolul. Wow! Astăzi cum este? Este cumva altfel? La începutul întâlnirii noastre am spus, suntem cu toții foarte împrăștiați, foarte împânziți în anumite direcții. De ce? Când Dumnezeu își dorește ca noi să fim una în El și El să fie una în noi. Este important să recunosc cum funcționează Dumnezeu? Sau nu? Este important ca eu să răspund exact cum spune Biblia, răspunsul tău să fie da, da sau nu, nu? Dragilor, încheiem acest context al întâlnirii noastre despre nașterea lui Domnului nostru. Să înțelegem că Dumnezeu ne pregătește nouă ceva mai bun decât ceea ce știm de peste 2000 de ani. 1.
Trebuie plăcut să și noi înăgda. Primul capitol. Можешь микрофон поближе? Да. Primul capitol din Ioan ne arată foarte clar versetele 37 până la 39. Ce avem de făcut? Credem noi în cine spune Dumnezeu prin cuvântul său? Ce ne spune aici? Că doi ucenici au auzit rostind niște vorbe. Deci ce trebuie să fac? În momentul când aud niște vorbe, mă țineți minte cu experiența din Australia? Cu exemplu? Ce ni se spune? Că cu tare și cu tare, după Biblie, se împlinește și ceva mai important vrea Dumnezeu să ne arate. Ce au făcut ucenicii? Au mers după Iisus Hristos. Deci ăsta a fost primul pas pe care l-au făcut, dragilor. Au auzit și pentru că au auzit, au mers după Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos se întoarce și zice, ce căutați? Adică a vrut să-i verifice. Pentru ce mă urmați pe mine acum? Și a ei ce fac? El spune, am auzit că ești învățător. Unde locuiești? Dar Iisus Hristos răspunde, veniți și vedeți. Wow! Al doilea lucru pe care trebuie să-l facă creștinul în ziua de astăzi. Primul, a auzit. Și al doilea, se duc să vadă ce a auzit. Cu alte cuvinte, să cerceteze ce vrea să-mi spună Marian, ce vrea să-mi spună X, Y. Da? Și vedem mai departe în versetul pe care l-am pregătit în încheiere, din nou ucenicii între ei anunță, mărturisesc că ceva se întâmplă. În versetul 46. Reacția cum a fost al lui Nathanael? Care a fost? Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Observați? Dar nici cu acest gând negativ, Nathanael nu s-a oprit. Și nici ucenici. Și merg să vadă după îndrumarea divină, vino și vezi. Cu alte cuvinte, formula este clară. Auzi, mergi în cercetare și vezi. Corespunde ceea ce ai auzit cu Biblia? Corespunde cu complet ansamblu Sfintei Scripturi, ceea ce ți se spune. Și asta pentru că exact cum acum 2000 de ani Dumnezeu a împlinit ceea ce a promis și astăzi trebuie să se împlinească ce a promis în Noul Testament. Cu alte cuvinte, eu sunt astăzi în măsură să aleg dacă vreau să aud, dacă vreau să merg și ce am văzut să cercetez. Indiferent de poziția pe care o am în această lume. Că sunt eu președinte, că sunt eu papa de la Roma sau că fiu eu măturătorul de la salonul de vândut cartofi. Asta este cea mai absolută mișcare și necesară să recunosc pe Dumnezeu adevărat în ziua de astăzi. Pentru cei care
Vreți să mai auziți încă o dată și să cercetați precum făceau cei din Berea cu o inimă aleasă? Veți avea înregistrarea pe Instagram și din nou ca premiere vom pune și pe YouTube acest mesaj divin de astăzi. Așadar, nașterea Domnului, vedem că are planuri mari pentru noi astăzi și am înțeles care este mesajul divin și planul lui Dumnezeu cu noi astăzi. Înțelegând că avem de primit ceva mult mai necesar în credință decât ceea ce avem ca istorie de 2000 de ani. Credem noi lucrul acesta. Călăuziți-vă, vă rog, cu 1 Ioan de la 37 până la 46. Cu Ioan. Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, de la 37 la 46. Și nu uitați și de 1 Ioan, capitolul 4. Ca să tragem concluzii nepripite. Și să fie după placul lui Dumnezeu. Amen. Dragii mei, încheiem acum cu Tatăl nostru, după care mergem din nou în familia noastră, la vecini, la neamuri și acolo să fim o lumină și să înțelegem care este planul lui Dumnezeu pentru mine astăzi. Tatăl nostru fiecare pe rămbălui. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta împărăția, puterea și slava în vecii vecilor.